Bine v-am regăsit din nou, mămici! Ce faceți? Cum sunteți? Sunteți bine? E greu? E ușor? Vreau să vă pun câteva întrebări astăzi. Vreau să vă întreb, în momentul în care dați canapeaua la o parte, câte jucării ale copiilor găsiți acolo? Sau în momentul în care deschideți un dulap, să zicem, în mod aleatoriu, găsiți acolo jucării plasate de copii strategic? Când a fost ultima dată când ați călcat pe o jucărie ascuțită și v-au venit atunci în gând fel de fel de vorbe, să le spunem așa, mai puțin frumoase? Și cu toate că aveți foarte, foarte multe jucării în casă, da? Care este jucăria preferată a copilului vostru? Tot voi sunteți? Voi, ca mămici sau tăticii? Ei bine, dacă răspunsul la una dintre aceste întrebări a fost da, înseamnă că aveți motive să vizionați acest video. Vom vorbi în acest video despre lucrurile pe care trebuie să le luăm în considerare în momentul în care alegem jucăriile pentru copiii noștri. Vom vorbi despre faptul că jucăriile trebuie să fie adecvate vârstei copiilor și voi detalia puțin conceptul de rotație a jucăriilor. Dar este un concept foarte puțin știut și pus în practică de mămici, însă este un concept care ne poate face viața mult mai ușoară. Dacă doriți să aflați toate aceste informații și sfaturi din partea noastră, vă invit să rămâneți alături de noi până la finalul acestui video. Am spus noi pentru că în curând ni se va alătura și Eva. Pentru început, vreau să vă ofer câteva informații mai generale, să spun așa. Copilul învață foarte mult prin joacă. Prin joacă, el își dezvoltă abilitățile, el își dezvoltă atenția, își dezvoltă puterea de concentrare, motricitatea, fie ea cea grosieră sau cea fină, își dezvoltă coordonarea mână-ochi. Mai mult decât atât, în momentul în care copilul este inclus în colectivitate și în momentul în care interacționează cu alți copii și au de împărțit jucării, copilul învață să gestioneze conflicte, da? Pentru că știm prea bine, acolo unde există mulți copii și multe jucării, apar și foarte, foarte multe conflicte. Ei bine, copilul învață să gestioneze relația cu ceilalți, dar și relația cu sine, pentru că el se va confrunta cu emoții foarte puternice, da? Cum ar fi furia. Și atunci are nevoie de ajutorul unui adult care să îi explice ceea ce trăiește, să îi spună despre această emoție și să-l învețe cum să o gestioneze, cum să-i facă față. Tot în momentul în care în colectivitate copilul se joacă cu alți copii, învață să împartă jucăriile, învață să fie empatic, învață anumite abilități de care are nevoie pentru a trăi în societate, pentru că omul este o ființă socială, nu-i așa? Întotdeauna trebuie să le oferim copiilor noștri jucării adecvate vârstei. Pentru noi, siguranța copiilor a fost și este în continuare pe primul loc. Am lângă mine aceste jucării de la Baby Clementoni și nu am ales acest brand întâmplător. Este un brand cu care noi ne-am familiarizat încă de când era Clara mică și este un brand care pune accent pe siguranța copiilor. Jucăriile sunt fabricate din materiale de foarte bună calitate, non-toxice, așadar sunt foarte sigure pentru copii. În cele ce urmează vă vom prezenta aceste jucării împreună cu Eva, pe cât posibil și pe cât va avea răbdare. Ele sunt în funcție de vârsta copiilor și vom începe cu cele pentru nou-născuți, respectiv iepurașul Benny, da, și această lampă de noapte. În primul rând vreau să vi-l arăt pe Benny. Benny este un iepuraș drăguț, moale, pufos, zâmbăreț, însă pe lângă toate aceste calități fizice, să spunem așa, are o mulțime de alte aturi. Benny ajută copilul să se dezvolte multisenzorial. El are într-una dintre lăbuțe un morcov care foșnește. Automat copilul își va dezvolta simțul auditiv în momentul în care apasă pe acel morcov și acesta foșnește. În cealaltă lăbuță are două forme geometrice, confecționate dintr-un plastic mai dur. În momentul în care cele două forme se ciocnesc, se aude un zgomot, un sunet care este diferit față de foșnetul morcovului. Automat, din nou, este pus în evidență și este dezvoltat acest simț auditiv. Mai mult decât atât, iepurașul este confecționat din materiale diferite. Urechile sunt confecționate dintr-un material, apoi hăinuța dintr-un material dintr-o textură diferită. De această dată, simțul dezvoltat este cel tactil. Benny este potrivit pentru a fi oferit copiilor ca primă jucărie.
Spun acest lucru pentru că îl putem pune în bătuțul nou-născutului, chiar dacă acesta în primele săptămâni de viață nu are o vedere foarte clară, el nu vede în culori. De obicei, nou-născutul este atras de contraste foarte puternice, de contrastul dintre alb și negru, spre exemplu. Deci, pentru a-l stimula în această perioadă, este indicat să-i oferiți anumite cartonașe, da? Sunt cartonașe cu imagini alb-negru. În momentul în care copilul ajunge la 3 luni, atunci vederea lui este asemănătoare cu cea a adultului. Copilul vede clar, vede în culori. Acesta este momentul ideal pentru a-i prezenta mai multe lucruri, jucării colorate. În momentul în care îi arătați o jucărie, vorbiți-i foarte, foarte mult despre ea, pentru că în acest fel copilul devine mai atent, iar creierul lui este mult mai bine stimulat. Da? Prin simpla arătare a unei jucării, prin prezentarea acesteia și prin vorbindu-i despre ea, obținem această formă de stimulare cognitivă incipientă, care este foarte importantă pentru bebeluși. Și încă o veste bună pentru mămici, Benny este 100% lavabil, îl puteți pune în mașina de spălat și veți avea un iepuraș sigur pentru copiii voștri, fără bacterii, fără virusuri și așa mai departe. Va fi parfumat și foarte curat. Trecem mai departe. De această dată vom vorbi despre lampa muzicală. Este tot potrivită pentru perioada de nou-născut. Lampa este una muzicală cu melodii clasice, pe care le putem schimba prin simpla apăsare a unui buton. De asemenea, aceasta are mai multe efecte de iluminare multicolore. La fel, prin apăsarea unui buton alegem lumina ambientală. Putem opta și pentru o selecție de sunete albe, pentru că lampa deține și această selecție foarte utilă pentru bebeluși. În cazul în care nu știți ce sunt sunetele albe, ei bine, sunt sunetele pe care copilul le aude încă din perioada fetală, din perioada în care se află în burtica mamei. Sunt sunete din interiorul corpului mamei, bătăi ale inimii, sunete care se aud din cauza mișcării intestinelor, dar pot fi și sunete externe, precum sunetul uscătorului de păr, sunetul mașinii de spălat, a aspiratorului, al apei care curge și așa mai departe. Ei bine, foarte mulți nou-născuți tind să adoarmă pe aceste sunete, pentru că ei le consideră sunete familiare, le amintesc de spațiul sigur din burtica mamei. Și aceste sunete sunt foarte utile în perioada colicilor. Fetița noastră cea mică, Eva, nu a avut probleme cu colicile, în schimb Clara ne-a făcut foarte, foarte multe nopți albe. Ea s-a confruntat cu colicile de la câteva săptămâni de viață până la 4 luni și îmi amintesc și acum, nu cu foarte mare drag, ce-i drept, și fără niciun pic de dor, nopțile în care dormeam cu uscătorul de păr pornit, da? Nu au fost deloc ușoare. Așadar, lampa are aceste sunete albe pe care le puteți pune pe fundal copiilor, să sperăm astfel la un somn mai ușor și mai odihnitor, atât pentru mamă cât și pentru copil. Pe măsură ce copilul crește, el devine interesat de jucăriile interactive. Copilul învață foarte mult prin imitație, așa că să nu vă mirați dacă în momentul în care gătiți ceva la bucătărie, cel mic va da buzna, va deschide toate dulapurile, va scoate de acolo oale, castroane, se va juca cu tacâmuri pe care le va izbi frumos așa în oale spre încântarea mămicii, care dacă nu a avut o noapte prea bună, cu siguranță nu va fi foarte fericită. Ei bine, după același principiu, copilul ne vede toată ziua vorbind la telefon sau scriind mesaje, în orice caz folosind acest dispozitiv, va dori și el să facă acest lucru. Nu putem să-i oferim un telefon real, nici nu este indicat să-i oferim accesul la ecrane. În schimb, îi putem oferi un telefon de jucărie. Am aici lângă mine un telefon din gama Baby Clementoni. Este o jucărie interactivă potrivită pentru copii cu vârste între 6 luni și 36 de luni. Telefonul are 4 butoane. În momentul în care le activăm, se aud sunete de animale, sunete specifice telefonului, da? Momentul în care acesta sună, când primim un mesaj, sunetul care se aude în momentul în care facem o fotografie și așa mai departe. De asemenea, telefonul are mai multe tipuri de melodii pentru încântarea celui mic, da? Și pentru a-l ține cât mai mult timp ocupat. Ce îmi place foarte mult la această jucărie este faptul că are un volum redus și nu agasează auditiv.
De asemenea, din propria experiență pot să vă spun că telefonul este unul apreciat și de copiii mai mari. Clara are 4 ani și 4 luni, încă folosește acest gen de telefoane, dar bineînțeles le dă o altă întrebuințare. Ea le include în jocuri de rol, le pune în gentuță, le folosește mai mult cum ne vede pe noi adulții că le folosim. Tot din categoria jucăriilor interactive, am aici lângă mine poneiul interactiv. În perioada dintre un an și doi ani, copiii manifestă o preferință pentru jucăriile de tras sau de împins. Din categoria jucăriilor de tras, avem acest ponei interactiv, care este pe rotile și care are diferite melodii. În momentul în care copilul trage poneiul după el, se și distrează în același timp. El scoate diverse sunete, melodii sau sunete chiar specifice unui cal adevărat, distrând astfel copilul. De asemenea, poneiul are coama și coada confecționate dintr-un material moale, multicolor, dezvoltând în acest fel simțul tactil al copilului. Avansând în categoria de vârstă, ajungem în acea etapă în care copilul are nevoie de o stimulare cognitivă mai amplă. Să zicem că în jurul vârstei de 10 luni, foarte mulți dintre copii sunt pasionați de muzică. Unii dintre ei dansează, alții ridică mânuțele bucuroși. Mulți fac papa, se joacă de a cucubau, se ridică sprijinindu-se de mobilă. Copiii devin din ce în ce mai isteți la această vârstă. Cum putem să îi stimulăm cognitiv? Cum putem să îi ajutăm să se dezvolte? Ei bine, sunt mai multe tipuri de jucării. Dintre acestea vreau să enumăr cuburile, tot de la Clementoni. Sunt niște cuburi mari, moi, care pot fi folosite pentru a arăta copilului cum se construiește un turn, dar și ca jucării de dentiție. Ele sunt confecționate dintr-un material foarte moale și atunci durerile copilului, da, acele dureri foarte, foarte profunde pe care le are în momentul în care îi cresc dinții, sunt ameliorate. Mai mult decât atât, acele cuburi pot fi spălate și la mașină sau la chiuvetă, cum doriți. Din aceeași categorie a jucăriilor care oferă o stimulare cognitivă mai amplă, avem sortatoarele. Da? Am lângă mine un exemplu de sortator. Este un sortator în formă de autobuz. El are un capac cu diferite forme, sunt 6 forme acolo, iar în interior sunt 9 cuburi. Ce trebuie să facă copilul? Să potrivească cele 9 cuburi și deci să le introducă prin formă în interiorul autobuzului. Sortatorul este o jucărie foarte bună pentru asocierea logică, dezvoltă coordonarea mână-ochi, dar și motricitatea fină. De asemenea, poate fi folosit pentru a explica copiilor despre forme, dar și despre culori. Copiilor le place foarte mult să experimenteze. Acesta este unul dintre modurile principale prin care ei învață. Și le place să producă sunete și să se mire de ele, să le admire. Dacă vedeți că cel mic are un interes față de muzică, îi puteți oferi un instrument de jucărie. Am de asemenea lângă mine un astfel de instrument, este un xilofon care are 5 clape metalice colorate. În momentul în care copilul le lovește cu bagheta care este atașată cu sfoară de instrument, sunetele se produc. Sunt stimulate astfel simțul auditiv, ritmul și imaginația. Copilul se joacă și își dezvoltă abilități noi în același timp. Și pentru că vă spuneam la începutul videoului despre rotația jucăriilor, despre faptul că contribuie la liniștirea nervilor, la un zen al mămicilor, vreau să vă explic câteva lucruri despre cum se face acest lucru. Ei bine, lăsăm la îndemâna copilului un număr de 8-10 jucării, da? Un număr limitat și pentru o perioadă limitată de timp. Poate fi vorba despre o săptămână sau două. Perioada de timp o stabiliți în funcție de interesul copilului pentru acele jucării. Dacă observați că cel mic s-a plictisit de jucării după doar câteva zile, înseamnă că este suficientă o perioadă de o săptămână până când să faceți rocada. În tot acest timp, celelalte jucării ale copilului sunt puse foarte frumos în cutii și depozitate undeva unde copilul nu are acces. De ce este foarte important să facem această rotație a jucăriilor?
În primul rând, casa va fi mult mai ordonată. Să spunem că probabilitatea de a călca pe o jucărie în momentul în care abia am culcat copilul după 30 de minute de chin, într-un scenariu optimist, această probabilitate este redusă spre zero. De asemenea, copilul va avea mult mai mult timp să se focalizeze asupra acelei jucării. El va deveni astfel mai atent, va învăța să aibă mai multă răbdare, va descoperi noi moduri de a folosi acea jucărie, de a o introduce în diferite jocuri, da? Deci va descoperi moduri auxiliare de întrebuințare. Acest lucru este foarte, foarte util pentru copil. Și nu în ultimul rând, în casă nu va mai fi haos. În momentul în care copilul are jucării peste tot, mama este nervoasă. De ce? Pentru că trebuie să strângă mereu după copil jucăriile. Va încerca să delege această sarcină, să-i spună copilului, este responsabilitatea ta, trebuie să aduni jucăriile. Copilul, bineînțeles, când va vedea cât de multe lucruri are de pus la loc, va refuza. Și de aici, iată un conflict care afectează relația dintre mama și copil. Deci un mare da pentru rotația jucăriilor. Dacă o puneți în practică, vă rog frumos să ne scrieți, să ne spuneți cum s-au schimbat lucrurile în casele voastre după ce ați încercat acest nou concept. Sper că informațiile prezentate astăzi și sfaturile v-au fost utile. Sper că vă vor aduce mai multă liniște în casă, că veți avea timp să beți cafeaua sau să vă relaxați, că cei mici vor fi mai atrași de jucării. Până data viitoare, vă pup, vă îmbrățișez și vă doresc multe, multe clipe liniștite alături de piticii voștri.